săptămâna trecută am cumpărat o mașinuță. Și absolut toată lumea a zis că seamănă cu mașina misterelor. Scooby-Doo a fost unul dintre desenele mele preferate când eram mic și am primit odată la o revistă dubița misterelor de strâns cartonașe în ea și de atunci mi-am dorit ca odată și odată să am și eu una adevărat. Așa că am zis să fac pe plac la toată lumea și să-mi transform dubița în mașina misterelor. Deci așteaptă să o vezi și scrie la comentarii cum mi-a ieșit. Acum mergem la garaj să vedem în ce stadiu... Acum mergem la garaj să vedem în ce stadiu se află Damasul, pentru că foarte mulți dintre voi au zis că seamănă cu mașina lui Scooby-Doo, așa că am dus să o socolantez la fel și între timp am cumpărat drepturile de la Scooby-Doo și de Halloween-ul ăsta o să avem puse mobil Fox cu Scooby-Doo. Nu mă întrebați cât au costat, mult, mult mai mult decât a fost mașina. Mie mi se pare amuzant, sunt curios dacă i-a făcut ceva până acum, dar v-am zis, acum încerc să-mi scot și o banii pe mașina asta cu pusele cu Scooby-Doo, deci sper că vă plac. Curată, băi! Cred că n-am mai fost spălată, sincer, de vreo 10 ani. Wow! Da, vezi? Asta o să fie colantată în modelul Scooby-Doo pentru Halloween. Când e gata? Să-mi bag pula în motă! Ai noroc! Bine! Așa, repede, astăzi este... miercuri! N-a sunat băiatul că e gata mașina de colantat și abia aștept să văd cum arată. Nu mi-a trimis nicio poză și habar n-am cum a putut să iasă, că eu am dat practic o poză de pe net cu o jucărie, nu cu o mașină reală. N-am văzut în viața mea o mașină reală de asta, de mașina misterelor. Abia aștept să o văd și după aia cred că mergem cu ea la Constituției. Cum îl cheamă? Luna, e cățelușul. Luna? Ce tare! Mamă, cum a ieșit, nu se crede. Explic cum puteți să prindeți samsarii impostori. Dacă vreți să vă cumpărați o mașină, aveți grijă că sunt foarte mulți oameni care mint în anunțuri despre ce mașină vând. Și dacă vreți să verificați o mașină, țineți minte codul SBR pe car vertical, pentru că vă dă reducere de 20%. Pur și simplu la seria de șasiu a mașinii, o băgați pe car vertical și car vertical o să vă dea un raport complet al mașinii. Iar în raportul car vertical o să vedeți pe raportul de kilometraj dacă a avut kilometri dați înapoi și puteți vedea și dacă a avut accident. Pentru că fiecare intrare înregistrată în service apare direct pe car vertical și puteți vedea acolo chiar și poze cu mașina dacă a fost să fie vreodată la licitație. Deci dacă vrei să-ți cumperi o mașină fără să-ți iei țeapă de la Samsar, ține minte codul SBR că se reducere de 20% și ai și link direct în primul comentariu. What the fuck? Ce geamă, după misterul. Băi, gata, nu mai te u. Nu mai e. Băi, cai, cum a dat-o. Irea, uite și ăsta în față, băi. Nu vine să crede că mi-am trimis o poză cu o jucărie și uite cum a ieșit. O jucărie, păi e jucărie. Sigla de la ce? De la Scooby, deasupra. Nu te cred. Dar asta l-ai decupat tu la mână? Mamă, și uite și floricelele și tot. Wow. Băi, tot albastră. Bă, da, tot albastre! Tot albastre! Aaa... La mai vezi când ai în spatele! Păi de ce m-am oglinzi? A, da, și oglinzi! Și se vede și prin geam! Și astea, gen, acoperite, au ieșit bumbă! Da? Geamă, da! Mamă, deci e ireal așa ceva! Efectiv, nu-mi vine să cred! Asta cred că o să fie cel mai greu de ascuns mașină, că 100% o să o filmeze toată lumea care o vede! Bă, ce bine e și bă, e ireal așa ceva. Uite, am lăsat și sârma să o deschidem, dacă vrei, asta e deschizătoare. E cel mai drăguț lucru ever, deci efectiv mă simt ca un copil și acum vreau să mă duc. Eu mă duc cu ea acasă, mă duc cu Daniel. Noi mergem cu ea acasă. Bă, mergem în Constituție. Mergem în Constituție să vedem ce părere are lumea de ea. Nu, mă, nu, că nu e bă, Andrei. Băi, dă-mi de pe probleme la oameni. Ce probleme, bă? Bă, nu mai ajungem acasă. Bă! Se pune toți în față. Ce se poate întâmpla? Păi, am trecut, dar oricând se poate lua după tine. Nu știu, ne facem și noi o mașină la garaj, așa? Uh-huh. N-am găsit nici în alta. Păi, nici una? Păi, te ascultăm. Păi, acum asta e ideea. Nu i-am luat-o pe așa prost să o fac așa, adică... Nu i-am luat-o pe singura. Ia mă, hai să vedem dacă o pornești din prima. Îmi dai 100 de lei? Da.
Ce ziceți? Pornește din prima? Nu știu, vedem acum. E băgată cheia invers în contact. Mama i-a dat mai multe pedale. Mai avem puțin și ajungem în piața Constituției. Sunt curios ce părere o să aibă lumea de acolo despre mașinuța asta. Hai tu Scooby-Doo, păi nimic unde ești tu? Ai cazuri noi de rezolvat. Tu ne Scooby-Doo, venim și noi acum. Hai Scooby-Doo, Bidu. Să vă urmăresc! Monstrule tău, să-l prinzi, vei reuși. Și-un Scooby Snacks te va aștepta să știi. Hai tu Scooby-Doo, veni unde ești tu. Ai cazuri noi de rezolvat. Tu de Scooby-Doo, veni și noi acum. Hai Scooby-Doo. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hai Scooby-Doo, Bidu. Băi, deci ireal câtă lume putea să-mi facă poze în trafic. Eu nu înțeleg cum oamenii ăștia aveau telefonul în mână în timp ce erau la volan. Toți! Da, dar ai observat o singură chestie. Că nu copiii, oamenii mari, 20-30 de ani, că ea s-a uitat la desene cu Scooby-Doo. Ăștia nu știu de Scooby-Doo. Ne place și nouă mașina. Da? Da, da. Uite, ți-am zis, oamenii mari! Da, da, nu știu dacă vreți voi, vă ajută pe voi. Nu ne știu! Da, e super drăguță. Pentru ce o, pentru ce o care e? Am un canal de YouTube. Ah, ok, okay. Da, da, da. Super faină, super, super faină. No, eu am crescut cu Scooby-Doo, normal. Vezi? Copii... Cine a crescut, nu copii. No, copii, într-adevăr, ăsta e adevărul. Copiii, nu știu dacă... Cred super... că nici nu știu ce, imaginează să mă fi chinuit atâta să fie vlogul gen ultimul. Ce dracu e ăla? Scooby ce? Felicitări. Mersi frumos. Bă, a murit bateria și ne-a lăsat aici. Suntem la vreo 10 km de casă. Și încercăm să-i dăm un jump start acum. Haideți băieți, haideți. Atât, atât, hai, hai în spate. Avem doi oameni putere. Haide, haide! Am cheia, stai! Cheia! Tare. Da. Ce părere ai de mașină? Băi, e bombă, adică, uitați-vă videoar cum arăt. Și s-a dus, hai noroc! Da, mă, dar n-ai cum să te abții. Oricum, oricum, n-am cum să are și până așa, ca Defni, sau cum o chema. Știi cum se uită lumea după ea? Cred că mai mult decât după ce. Și știu dacă a prost 130.000 pe... Wow! Tare? Să mă arăt, dar ne costă un Halloween. Da, ne costă un Halloween. Tu ești... Eu sunt Fred. Ok. Eu sunt Scooby. Nu, Oli e Scooby. Tu ești Shaggy. Shaggy? Da. Shaggy. Ăla. De ce le-ai animate, mă? Tare rău de tot. A sentit ce-am luat pe mine. Mai tare ca mașina medie. Clar. N-ai cum cu aia. Bă, chiar e fantastic. Chiar vrei, vrei, vrei. Așa vreau. Dar să știi că ai mocă, că ăla chiar avea barbă. Da, nu, nu, avea numai cioc. Avea cioc. Eu fac, îmi dau cu dorea roșcat cu aia. Bă, mi se pare monumental. Sunt doar trist că tu ai dat 20 de milioane să faci asta și o să faci de 10 ori mai multe vizualizări ca mine, care am dat foarte mulți bani pe acel. Ok, da, fantastic, bravo, bă. Ești bun. Nu știu ce să mai zic. E tare. Bă, arată nouă. Coaie, dar e tare rău. Nu, sincer, nu știu cum a avut cineva răbdare cu aia să spună colant de gen așa. Ești maker, ești maker. Îți dau numărul ăla. E tare. Câți ani e mașina asta? 98. Coaie, arată ca ultimul model. Nouă încuiată, băi. Băi, nu descuiți să mergem și noi cu ea?
Numai trebuie să încărcăm bateria, că aseară ne-a lăsat în drum. Acum nu știu dacă pornește din prima. Cum v-a lăsat în drum? Bă, ne-a lăsat în parcare, să fiu mai exact. Mă mănânci asta? Nu. Ai luat Scoopy Snacks-ul! Ne-au rămas câteva Scoopy Snacks-uri prin mașină și na. N-are cum să fie vechi, vechi. Nu, no, e de maxim 2 săptămâni de când am mașina. Ok. Acum verificăm motorul să vedem dacă mai are ceva strică pe aici mașina, până să-i dăm curent la baterie. Numai problema e că nu poți deschizi și capota și bateria în același timp. Uitați, aici am motorul așa puternic, Daewoo. Ăsta îl pun și pe cuptoarele de microunde. E bun, rezistă. Interiorul încă nu l-am refăcut, dar urmează și ăsta. Dacă strângem multicele like-uri la video ăsta, nu știu, dați acolo, scrieți comentarii. Dacă vreți să continuăm proiectul, să-l facem și mai frumos înăuntru, să vă văd și acolo cu susținere, o atenție, o ceva pe acolo, dacă nu... Cred că v-ați prins. Nu mai are baterie. Nu mai are baterie? Stai că am eu o idee. Băi, nu. Nu, 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 că nu, nu așa fără. Spate folia, băga mea. Țăran ești. N-ai cum să-l crezi că tot o să-l spargi, că e foarte tare. Dă-i acum. Nimic. Mor. Stai, 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 stai. Baterie externă. Am bag c***ul. Moartă. Ia, crezi oare că s-a spart și ecranul sau doar folia? Auci. Au. Ia-l din spate. Ia-l pierdut. Nu mai e bine, mă. Bă, vă mai reamintesc încă o dată că poate nu știți, avem reducere de 70% dacă vă luați husă cu tot cu folie. Folia s-a spart, dar în fericire, ecranul meu n-are nimica. Și la promoția asta de Propec, mai e valabilă până luni. Aveți asigurare un an dacă vi se sparge telefonul. Noi vă schimbăm ecranul cu unul original Apple. Deci mai bine să aveți Propec-ul ăsta decât să nu. Că acum cred că ziceam pa, pa, dacă n-aveam folia, vreți să te mint? Sincer, se conduce la fel de ușor. Fără curent să mor eu. De pe la o parte, Robi, să nu te calcăm. Asta e partea proastă când îți iei mașini vechi, de cele mai multe ori te lasă ceva la baterie. Așa mi s-a întâmplat și cu Șeptarul, și cu Miniu, și cu mașina misterelor acum. Oh, de aproape a venit. Pune la încărcat neapărat. A pornit. Scooby-Doo, unde ești tu? Azi puși pe treabă. Am transformat în Scooby-Doo. Tu, vino cu noi de grabă. Hai Scooby-Doo, nu spune nu. What do you think about my mystery machine? Hey, mai stai, stop, 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 stop. Oh, colega, what is good? Did you watch Scooby-Doo? Yeah? Did you watch Scooby-Doo? Scooby-Doo. Carton. Carton. Do you know that? The mystery machine. Yeah. Publicity. Yeah. Yeah. Scooby-Doo. Where are you? Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ok, Avram, te-ai uitat la Scooby-Doo când erai mic? Da. Și îți amintești cumva revista aia de ne-a dat o mașină a misterelor în care puneam cartonașe? Da, am avut-o. Da? Da. Hai să vezi. Ce? Mașina? Ce tare! Man, cât de bombă e! Te-ai uitat la Scooby-Doo când erai mic? Evident, ca orice copil și... normal. Și a avut cumva de la revistă mașina aia misterelor în care băgai cartonașe? Nu, n-am avut. Pe bune? Nu știu. Nu. Teoretic așa mă uit la tine. Hai stai, am acoperat o mașină. Wow! Hai că am început să văd. Da, e ok, l-ar de aproape sau de departe? Wow, de departe. Wow, bro, the mystery machine. A ieșit bine? Wow! Pare mai mică. Intră la apă. Cum se pare? Avea jantele albe? Da. Dar nu ieșeau așa bine în evidență înainte. Bă, ce amuzant! Coai, ce compact e așa, tiny! Zici că-i tuc-tuc! Tare, e foarte tare. Uai, de acum stă pe suspensie.
cât de bine arată, bro! Easy, wow! Ai ieșit ca aia din desene? Wow, aproape! Când am mers să o luăm de la colantat, ghișe că ne avea beată de colantat-o. Scubi! Exact! Și era fată, vezi că... Aaaa, face și un bănuț cinstit. Mamă, ce înăuntru. Cu colantul ăsta. Bă, chiar e funny. Și ce faci cu ea acum, că ai colantat-o? Bă, nu știu, dacă face destul de view-uri, îi fac și interiorul, dacă nu, da, nu așa mai așa. Zic ce fac. Te-a pus să rezolvi mistere. Exact, exact. Mamă, dar poți să dai și ăsta jos acum, vrei să te minți? Că... Oricum, nu mai vezi nimic. Deci zi, cum ți se pare? Mi-a ieșit? Da. Ești foarte top. Am de două săptămâni, dar acum am colantat-o. Cred că am văzut ceva poză sau ceva, dar n-am văzut prea multe detalii. Tare rău de tot. Zine să găsi aceeași mașină care aproape s-a dat peste cap. Arată chiar bine, arată wow. Comparativ cu celelalte mașini pe care le-am modificat până acum, unde crezi că se clasează asta? E top 3, părerea mea. Da? E top 3, chiar. Bă, la bani e top 3 invers. Nu știu ce model o fac pe viitor, dacă e să o păstrez. Bă, arată amuzant, dar cam atât. Vin cu o propunere la tine. Știi că Edi și-a luat o mașină nouă, nu spune ce mașină și-a luat. Crezi că faceți zbâr mai multe vizualizări decât Edi cu mașina aia nouă? Îți dai seama, zbâr e tatăl nostru, mă, Daniel, mă, e tatăl nostru, e, aoleu.